Ceea se vine comandantul. Psst, drept! Să trăiți, domn comandant! Acum, me domnițe, ați auzit că me îmbogățești lingalilor! Tu te îmbogățești, băi, macaronarule, îți vinzi organele, ce faci? Am dat lovitura, fraiere! Serios? Și care bancă te caută cu poliția? Ce face asta, domn sergent? I-am închis gura, că era cam guraliva. Băi, ăsta a câștigat la lotu. Eu nu joc la noroc, Chiorete, eu merg la sigur. Dacă vei spun cum fac banii, paralizat. Băi, o să obțin de la stat... Contravaloarea rovinetei. 1 miliard de șeptule. Ce să dă ăsta mare, băi? Eu am mai mult și nu mă dau așa pătrat. Ia uite. Dobitocule, ăla e 1 milion. Păi miliardul îi dă... îi dă... dă mai multe ori mai mare bani, nu ți-i chipui tu. Și ia dă toaia în coace, în coace. Ce? Taxă pe prostie, altădată să te vezi minte. 1 miliard de euro, băi! 1 miliard de euro? Până și Becali îmi zice șarut mâna. Amărâților! Becali? 4 ani, dă și mie niște mărunțiși, dă și mie de o pâine, că am 10 copii acasă. Ia, mă! Păi, 5.000 la valoarea lui matale, se poate? Păi cât e o pâine? 5.000? Atât m-ai cerut, dacă îmi cereai mai mult, îți dădeam. Dă-te, bă, că ești prost. 4 ani, sărmâna, dă și mie 500.000 de euro să-mi iau și o fabrică de pâine și nu-ți mai gras, mă, mai mult 4 ani. La muncă, bă! Nu așa, m-ați învățat, trintorilor! Dă-ai faliment să dai. Băi, fraiere, dacă dau faliment eu, rămâneți parliți și voi. Dacă merg în faliment, ai să mă gândeam să vă iau și eu în afacere cu mine. Dar dacă nu vreți să vă îmbogățit... Iertare, stăpâne, luminăția voastră, dar nu știu, uite, așa, să dăm iertare, uite, gura asta păcătoasă vorbește fără creier, de-aia palme să-i dau. Eu îmi doresc să fiți un Bill Gates în României, să vă floriți în aceea România, al universului stelat. Prin calea lapteie și până la... Nu mă zic! Da! Bine, băi, fii atent. Acum, exact vei spun de ce asta e spre vorba. Despre ce? Despre univers! Hai să... Guvernul intenționeze să trimite primul echipaj românesc pe Luna, că se bace și e pe șmecheri în fața americanilor. Și pentru asta loca 1 miliard de euro! Și noi ce trebuie să facem? Și luăm banii, fraierilor! Îi convincem că am ajuns pe Luna și voi fiți astronauti, puteți castiga 1 milioane de euro! 1 milioane de euro? Noi? Exact, șeful, și vrea să ne trimeață pe Lună! Mă, ce știi să fiu, nu era ideea. Degeaba a ajuns ăsta, mă, patronul unității. Vine Barozanu! Ce faceți, mă? Le-ai risim, șeful. Hai, băieți, că m-am otărit cine plecă pe Lună. Sergentul? Păi stai, domne, așa ne-a fost. Ce să plec eu pe Lună? Nu plec, păi... Nu merge că eu sunt gras și acopăr Luna și o să aveți eclipsă tot anul. Nu-i bine să mă trimiteți pe mine. Gogoșe? Nu, eu... Nu că... Mi-au așa aminte. Nu mă lasă mămica. Și pupăza. Eu? Păi eu am rău de înălțime. Eu dacă mă văd sus pe Lună, amețesc și cad jos în cap pe pământ, nu? Băi, băieți, să nu fiți fraier, că vei întorceți eroi și cu euroi. Și vă dau și pe comandantul, ca șeful misiunii. Asta s-o crezi tu, mă? Poate în visele tale. Ai 5 milioane de euro. Hai, echiparea și la naveta spațială. Apropo, unde e naveta spațială? Folosim mașina ta, că și tu trebuie să participi cu ceva. Auzi?
Dar cum naiba ajungem noi pe lună, că n-am mai fost niciodată? Ai hărți ceva? Băi, tu crezi chiar că eu m-am trimis pe lună? Băi, ai nebunit? Mergeți și voi cum a mers americanii, cu film artistic, e tot la mișto, vrăjelă, o facem aici în unitate. Dar fii atent, e top secret, cum ziceți voi. Dacă se află, am terminat-o cu fonduri cu tot. Hai, du-te și pune soldaților. Păi n-ai zis tu să nu spun la nimeni? Băi, lor trebuie să-i spunem. Cine joacă rolul cosmonauților? Lasă-mă, că măcar vă întoarceți eroi. Dacă vă mai întoarceți. Dar eu nu vreau să mor ca Bruce Willis. Și eu mă tot gândesc. Dacă luna se învârte în jurul pământului și noi suntem pe lună, nu cumva amețim și cădem jos de pe ea? Dumneavoastră, din secunda în care am ajuns pe lună, bă, nu mai scoți un cuvânt, ne-am înțeles? Da, de ce, șef? Păi dacă începe să mă usture ochii din cauza prostiei tale și nu pot să mă scarpi din cauza la cască, te crap, mă, te crap, te crap, mă. Alo, iubii, te-am sunat să văd ce faci. Ce faci? Hai, lasă vrăjeala și treci la subiect. Mamă, știi, trebuie să plec într-o misiune secretă. Unde? N-auzi, dragă, e secretă. Te-am întrebat unde? Mamă, dacă spun, mă împușcă ăștia, e secretă, nu înțelegi, am semnat. Și ce preferi, să te împuște ăia sau să te strâng eu de gât, a? Bine, plec pe lună. Pe lună? Hai să dea dracu să-ți fi luat bilete în insule, să pleci cu vreo fufă din alea două, că... Nu, dragă, e... Alo? 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 E adevărat? Da. Tocmai pe lună? Îți dai seama ce periculos este? Sunt mândră de tine! Lori, de fapt, să știi că eu... Știu, și eu vreau să o facem. Mai ales că pleci așa de departe, măcar să fac un rol. Da, da, să știi că eu nu mă duc cu emisiune. Nu, eu rămân aici în unitate, la centrul de comandă. Da? Da. Atunci stai, dragă, că nu-i nicio grabă. Ce? Avem tot timpul din lume. Mă, tu vrei să mă păcălești? Bad, Chiorete. Bad, bad, bad. Da, da, am preluat legătura. Doamnelor și domnilor, ne aflăm la Cap Aurora, acest cap carnaval, acest cap canaveral românesc. De aici, în câteva secunde, va decola prima misiune spațială românească spre lună. Începe numărătoarea inversă. 10, 9, 8, 7, 6. Alo, baza recepție. Aici, acolo 11. Repet, aici, acolo 11. Opriți-vă rog numărătoarea. Nu mai pot, fac pe mine, șeful. Băi, faci pe tine, că intrăm în direct. Doar nu o să amânăm o treabă atât de mare pentru treaba ta mică. 5. Domn comandant, eu vă sugerez să-l lăsați, că dacă intrăm în imponderabilitate, o să plutească pipilică pe aici pe mașină. Până rachetă. Serios? Du-te, băi, tâmpitule! Băi, ce face? Ce face idiotul ăla? Paturu... Acum l-a găsit! Turei... Hai, Murlane, odată! Zii, dracu, și trece la comandă și decolem în... 2, 1... Ce ne facem, patrone, dacă se prinde lumea, că... Șeful, ce bine! Hai, mă, caranic! Hai, lansați-ne! Atențiune, acolo 11! 0,4, 0,2, 0,0... Start! Drașcă! Vezi că în 8 secunde tăiem pe echipaj! De ce?
Lăsați să plecă naveta, să se vede că a zburat. Păi te-am pus, dar nu e naveta noastră. Avem înregistrarea aia veche cu challengerul care explodează. Ce vrei? Stimați telespectatori, iată că prima navetă românească a decolat cu succes. Emisia, regia, dacă se poate să dați mai de-aproape. Au! Să dați mai de-aproape, să vadă detalii telespectatorii noștri cu prima navetă românească în zbor. Trași că ți-un flubotul ăla. Nu se poate, tâmpiture. Păi vrei să vadă lumea Dita mai drapelul american pe navetă? Lăs-o așa! Baza, noi mai plecăm o dată? Păi ați plecat de 7 secunde, șeful. Păi și nu, de ce nu ne-a spus nimic regia, mă? Păi dacă domn caporal Chiorete se ceartă cu mine ca berbecu, cum să vă dau eu comenzi? Ia, ia, hai! Acum faceți-vă că zburați, că tăiem pe voi. Atenție și... Doamnelor și domnilor, iată primele imagini cu bravul echipaj al navetei spațiale Acolo 11. După cum vedeți, totul decurge foarte bine. Să le urăm drum bun. Drum bun. Și nu uitați, dacă doriți să vorbiți cu astronauții, sunați la numerele afișate pe ecran și veți intra în direct cu naveta spațială Acolo 11. Recepție, Acolo 11, recepție. Șeful, mă scuzați, aveți un telefon în direct. Ăștia sunt americanii, mă. Au sunat să ne felicite. Alo, alo, măi. Sunt Vasile în Dorohoi, mă auziți? Da, nea, Vasile. Auziți, măi, fraților? Da, și cu naveta aia voastră, că bordul seamnă cu mașina aia de teren al lui vecinul ăla meu, știi, ăla cu vila, mă, l-ai văzut? Normal că seamănă cu bordul lui Vasile, că ăsta nu-i bord de rachetă, m-am pus tot bord de jeep, că la bord de rachetă nu mă pricepeam să umblu, pă, că la asta ce de 2 pe... Ce-ai zis? Nu vorbeam! E, merge, opriți, vezi, știi? Mă rog, dar și volanul lăsa, mă, nu? Dar nu, nu-i volan, bre, nea, Vasile, ăsta e... Are aceea un dispozitiv, e manșă de avion, ia uite cum faci. Șeful, dar-i frânt rău ăsta, auzi? Auzi, ei? Ei! Dar dacă-i navietă, de ce are oglindă retrovizoare? Ca să vedem când ne dau blițuri aia din spate, bă, că mai sunt și unii nebuni care merg cu viteza luminii. Dezeneuri. Așa, bă. Auzi, bre, nea Vasile, te pierdem, bre. Ce-ai zis, bă, eu v-am luat ghine, oi. Ne auzi bine? Da. Noi nu te mai auzim. Tăiați-mă legătura, tâmpitul ăla. Din păcate, legătura telefonică a intrat într-o gaură neagră. Așa. Sperăm ca telespectatorul să revină. Acolo 11, recepție. Aici, Acolo 11. Zi cap Aurora. Să trăi, șeful, trași-te la telefon. Adică, șeful, relaxați-vă. Am băgat publicitate. Vedeți că vreau să spuneți telespectatorilor, dacă se vede luna. Păi, idiotule, ce faci? Ce faceți, mă? Ați înnebunit? Ne dați de gol. Dacă era mine misie. Dar n-a zis să mă uit după lună. În spațiu, idiotule, în spațiu. În spațiu? Scuzați până mă obișnuiesc cu... Domn comandant, atenție, intrăm iar în emisie. În ce treabă? Că nu văd nimic de aceea. În emisie, mă. Doamnelor și domnilor, așadar suntem din nou în legătură directă cu naveta spațială Acolo 11. Recepție, aici Cap Aurora, ne auziți? Da, Cap Aurora. Spuneți-le și telespectatorilor dacă vedeți luna. O vedem, o vedem, uite aceea așa. Ia-mă mâna că se desprinde. Acolo 11, recepție, dar pământul, pământul îl vedeți? Îl vedem mai și pe pământul. Îl vedem, uite-le aceea, asta e aceea. Domn sergent, cred că e o confuzie.
Ce contuzie, ăsta e sigur, dacă nu e ăsta sau nu, ăsta e. Imposibil! Nu aveți cum să vedeți pământul prin parbriz pentru că nu mergeți spre el. Trebuie să-l vedeți în oglinda retrovizoare. Idiotule! Stai ce vorbai, dacă îl văd acum, că dacă mă lăsați să conduc eu, când eu conduc, vedeam, dar așa mă, tot mă fricați la cap. Vă vedem, bă, trași, câte vă vedem. Bă, dar ce mic e pământul ăla, ia uite șeful, cât e mai mic ca oglinda retrovizoare. Bă, trașcă, bă, să știi că măta când ți-a zis că ai capul mare și-a bătut joc de tine, bă, iete, dar ce nu se vede? Ce glumea, mă, bine? Hai, bă, nu vă supărați, mai glumim și noi, bă, că suntem noi obosiți aici de la imponderabilitate, mă înțelegi? Nu ce am pe aia. Doamnelor și domnilor, întrerupem aici legătura pentru a-i lăsa să se odihnească. Până atunci, muzică, nu șeful? Da, bagă. George! Bă, mama, unde ești? Păi tu să-mi zici unde ești, că nu știu ce-ți fac. În naveta spațială, mamă. N-ai văzut la televizor? Bă, tu mă crezi proastă? Zi-mi imediat unde ești și ce vezi pe geam. Lună, stele... Deci e noapte. Am avut dreptate că pleci din țară, nu? La Acapulco, unde ești? Că te omor și pe tine și pe fufele la două. Șeful, mă scuzați, avem iar un telefon în direct. Pui, hai că vorbim mai târziu, că mă sună americanii să ne felicite. Alo? M-auziți, ei? Ei, tot sunt eu, ei, Vasile de la Dorohoi, ei, m-auziți? Auzi, băi, Vasile de la Dorohoi, ia vezi tu, mă, de treaba ta, că eu am ceva de discutat cu bărbatul meu. Vă rugăm să ne scuzați, dar se pare că avem o interferență cu o doamnă. Doamnă, vă rog să sunați mai târziu, că acum comandantul misiunii este foarte ocupat. Alo! Așa, deci, sunteți înțeleși? Îl acoperiți, da? Nu, lasă că vă arăt eu vouă. Vin eu acolo și dacă nu-mi spuneți unde s-a dus și cu ce fufe, vă arăt eu, mă, misiune spațială. Te las că vă arăt eu. Domnul Vasile, mai sunteți pe fir, vă rog, vorbiți, echipajul spațial vă ascultă. Alo, mă, știți cine este, măi? Da! Vasile de la Dorohoi! Așa e! Păi stați puțin, bă, că eu am o nedumerire, măi. Bă, Vasile, bă, da, am și o nedumerire. Cum dracu, mă, din tot globul, numai Mata le reușesc să ne contactezi? Nu știu. Auziți, ei, i-am să-mi spun și mie, deși nu sunt nici deloc ceasurile cele de pe bordul vostru. Da, te precum nu se mișcă. Uite că se mișcă. Ce mă nebunește ăsta, jo? Auzi, ei, auzi? Dar naveta și aia voastră, deși are schimbător de viteză, ei? Bre, dar prost ești, cum e schimbător ăsta? E mașa de la trenul de aterizare, bre, când aterizezi, deschide trenul de aterizare. Auzi, ei, și funcționează și aia, băi? Normal, mă! Păi cum crezi că aterizăm noi pe lună? Eu zic că mai bine să-l verificați amu. Să nu aveți vreo surpriză să nu funcționeze, că... Bă, ce mă nervez, uite, mă, că funcționează, dar rămas acolo. Băi, idiotule, bagă trenul la loc, că ieșim din curte. Din sistemul solar? Este împit? Vrei să crede lume că s-au murit? Lasă directul! Trașcă! Zi, bă, că au intrat și într-un câmp de la Dax terorist, ca oameni, să facă niște treburi, na? Oh,
Rămâneți cu noi, revenim imediat. Și domnilor, se pare că naveta acolo 11 s-a lovit ușor de un asteroid. Așa le trebuie dacă nu stau locului. Bine că nu sunt daune. Dar misiunea poate continua. Alo? Da, sunt anunțat că avem un nou telefon. Hello? Ia mai lăsați-i băi cu telefoanele voastre, că din cauza lor am intrat în zid. În asteroid, șefu? În asteroid. Sorry, voia președintele Statelor Unite să vă felicite, dar dacă nu se poate, asta e, it's ok. Domn caporal, trezire. Intrăm în direct, trezire. A zis să-l trezești, bă, nu să-l alingi. Da, să trezi. Scoală banca, intră! Mă, Chiorete, mă. Cu femeile trebuie să fii ca un leopard. Ah, știu. Mă curc în copac, îmi fac picățele de alea pe blană și când o simt că se apropie, eu sar de acolo, mă prăvălesc asupra ei și... și-o musc de gât. Acum e momentul, ca leopardul. Îți place? Excepție, acolo 11, aici pământul! Așa vă zici, și ce te răgnești în halul ăsta? Ar mai fi ceva, domn sergent. Arsenizatul! Asta ați arsenizat! Dar să știi că mie mi-a plăcut. Aha, și mie! Mi-a plăcut, mă! Mi-a plăcut să te bat, mă! Mi-a plăcut! Păi, cum a spus și Louis Armstrong, un pas mic pentru om, un... Stimați telespectatori, urmăriți un gest de mare semnificație. Primul astronaut român sărută solul lunar! Intenționeze să trimite primul echipaj românesc pe lună, că se bage și pe șmecheri în fața americanilor. Și pentru asta locă 1 miliard de euro. Și noi ce trebuie să facem? Să-i luăm banii, fraierilor. De aici, în câteva secunde, va decola prima misiune spațială românească spre lună. Începe numărătoarea inversă. 8 7 6. Alo, baza, recepție. Aici, acolo 11. Repet, aici, acolo 11. Opriți-vă rog numărătoarea. Nu mai pot, fac pe mine, șeful. După cum vedeți, totul decurge foarte bine. Să le urăm drum bun. Drum bun. Și nu uitați, dacă doriți să vorbiți cu astronauții, sunați la numerele afișate pe ecran și veți intra în direct cu naveta spațială acolo 11. Doamnă, vă rog să sunați mai târziu, că acum comandantul misiunii este foarte ocupat. Alo! Așa deci, sunteți înțeleși? Îl acoperiți, da? Nu lasă că vă arăt eu vouă.
Băi, m-am anchilozat de tot, nu mai pot. De două zile în aceeași poziție. A, lăsați șeful, că noi doar mergem până colea, la lună. Dar dacă eram ca aia, de merg până la Venus sau Jupiter, vă dați seama cât fac aia? Cam trei ore așa. Ce, băi, ești nebun? Păi ce, mergi cu viteza lui mine? Da, bă, cu trenul, că dacă e Intercity... Păi ăsta se visează la mare? Ia dă-i mă trezirea, că acum intrăm în direct. Da, să treci. Domn caporal, trezirea. Intrăm în direct, trezirea. A zis să-l trezești, bă, nu să-l alingi. Da, să treci. Scoală, bă, că intrăm! Ce-ai făcut, mă, l-ai omorât? Haideți, domnul comandant, o ai avea o lovitura nimicitoare, dar nici chiar așa. Nu tu mai, idiotule, vidu de afară. Probabil că ai explodat deja plămânii. Ai uitat? Spațiu cosmic. Suntem în direct, poate? Da, aveți dreptate. Vai, săracul caporal, a căzut la datorie. Houston, Capa Aurora, avem o problemă. Recepție, aici Capa Aurora, te ascultăm acolo 11. Ne-a căzut un membru al echipajului din naveta spațială. La o curbă mai strânsă. De ce n-ați asigurat trapele? Vezi, mă, trumpitule, de ce n-ai pus, mă, siguranțele alea pentru copii la ușă? Care copii, tantalăule, că e o nave spațială? Bă, voi nu vă lăsați până că nu-mi dați de gol. Păi, bre, patroane, dacă expediția, să zicem, pleacă către Pluto, de-aia nu trebuie să se îmbarce de copii ca să, când ajunge acolo, să fie oameni maturi? Idioților! Aveți grijă să-i spuneți că intrăm în direct! Șeful bate pupăza în ușă, îi deschid? Cum să bată, mă, dacă e mort? Suntem în direct, idiotule! Se lovește cadavrul lui pupăză de naveta spațială! Aici capul Aurorei. Ordin de la centru, rezolvați problema. Houston, băgați, mă, două secunde purici. Vă rog eu, rezolv problema imediat. Gata, l-am rezolvat. Da, adică am rezolvat problema. Over. Mă, Chiorete, mă, cu femeile trebuie să fii ca un leopard. A, știu! Mă culc în copac, îmi fac picățele de alea pe blană și când o simt că se apropie, eu sar de acolo, mă provălesc asupra ei și... și o musc de gât! Și dacă nu-i place, ce facem? Nu, mă! Tu trebuie să fii ca o fiară la pândă, iar ea să fie un biet animal care să ți se supună ție, să te apropii de ea, să o vânezi. Când îi simți răsuflarea aproape, o simți că este excitată, atunci bestia din tine să sară pe ea. Ai înțeles? Da! Vino, bestie! Așa, da! Ce cauți, mă, aici? M-au aruncat în spațiu. Dar dacă cred ei că o să mă taie și de la bani, se înșeală amarnic. Hai, e ora mesei. Ce bine, șeful, că mi-e o foame de lup. Eu zic că merităm o friptură. Ce mama naibii, doar suntem eroi, nu? De unde friptură, șeful, în spațiu? Suntem în direct? Nu, nu sunteți! Păi eu zic să vorbiți noastră, șeful, cu aia de... face catering de aia care livrează acasă să ne trimeați și nouă ceva de mâncare. Și ce friptură preferi, mârlane? De porc, de vită sau de pasăre? Aș prefera în ordine inversă, șeful. De pasăre, de vită și după aia de porc, e mai sătioasă. Bine, mă, hai. Uite. De pasăre, de porc
și de vită. Asta mănâncă cosmonauții, mă, ca să n-aibă nevoie la toaletă. Hai, bre, șeful, pe aia bureala, aia e în filme, ce? Eu vreau mâncare, mi-mi dați friptură, că-mi bag piciorul. O, sergent, dar tu ce crezi, că eu irosesc banii unității pe catering? E, nu mă enerva că te trimit după pupăză. Ce bună e! Ce stai, șeful, pe ratacemol? Auzi, bă, dar tu ce crezi, că îi răseam banii unității pe mentosane? Nu, că eu mă duc la Lori. Mă duc. Dar du-te, mă, că de o oră ne ameninți. Du-te! Și nu uita, ca leopardul! Mă duc să-i păptesc răsuflarea în ceafă! Auzi? Nu vrei să-ți fac eu un masaj de la... Știi tu, să-ți tracă toate durerile? Iepuraș, hai repede că trebuie să intri în emisie! Hai că trebuie să-l plângi pe domnul caporal Pupăză, hai! Ce face, mă? De ce să-l plâng? Oh, pentru public, iepuraș, așa se face. Când moare un membru al echipajului, sună soția lui sau iubita și îl plânge. Ce n-ai, mă, n-ai văzut Armageddon? Da, eu nu sunt nici soție, nici iubita. Mă rog, nu încă. Iepuraș, joci rolul iubitei, asta e. Haide că a zis boss să vii, hai! Fraierul, hai că te trece și la Euroi, hai! Bă, ți-i nebunit? Dacă vede Gina... Lasă-mă, când îi arăți tu milionul tău de euro leșină. Aici, cap Aurora, recepție. Aici, acolo 11. Te ascult, capule. Aveți legătura cu prietena cosmonautului decedat? Vai de mine! Ce mă fac? Iubitul meu pupă să nu mai e printre noi. Auzi? Să-i spui că-mi pare rău de ce s-a întâmplat, dacă-l vezi cumva. Unde să-l văd, sergent? Pe lumea-ilaltă. Mă, gâdilă. Ce te gâdilă, fă? Gândul că Pupăză nu mai este printre noi! Dragi telespectatori, vă rog să o scuzați pe domnișoara. E mult prea marcată de pierderea suferită. Bună, Lori! Vai ce-mi place să spun așa! Bună, Chiorete! Cum? Lori, adică diminutivul de la Loridana. Îmi place, da. Da. E mai scurt. Apropo, dacă vrei, poți să mă... Să te ce, Chiorete? Să mă alin și tu cu un diminutiv. Vine. Chior. Na, scuză-mă, n-am vrut să te... Ce, te-ai supărat? Nu, îmi place cum sună, cum mi-ai zis tu mie, așa, Chior. Chiar îmi place. Acum e momentul. Aleopardul. Îți place? Am vrut doar să te îmbrățișez. De ce ai făcut? Iartă-mă, știi că te-am văzut cum vii de sus către mine, tu așa mare, eu așa micuță și m-am speriat. Te-ai lovit? Vrei să mai încercăm o dată? Tu ne-ai nebunit, vrei să-ți rup toate oasele? Hai mai bine să încercăm un pat. Un pat? Domn caporal, repede regie că începe emisia! Să nu uiți unde am rămas! Stimați telespectatori, urmează un moment de maximă intensitate și importanță. Aselenizarea misiunii Acolo 11 pe solul lunar. Mai sunt doar câteva secunde. Alo, recepție, recepție, Acolo 11? Aici, cap Aurora, mă auziți? Recepție? Apollo 11, baza capului aici, recepție, mă auziți, recepție? Băi, ce dracu faci ai acolo? Probabil că echipajul este foarte ocupat cu calculele necesare a selenizării. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă ar greși calculele. S-ar zdrobi pur și simplu de astrul lunar. Thank you.
recepție, aici cap Aurora, recepție, acolo 11, vă auzi, recepție! Băi, mi s-a părut că am auzit niște strigăte! O fi pupă să până la geamuri cântă și el de... Corect, mă, dă drumul la muzică! Recepție, acolo 11, aici pământul! Așa vă zici, și ce te răgnești halul ăsta? Ar mai fi ceva, domn sergent. He? Ați senilizat! Asta ați... ați aselenizat! Mamă, dar ce arcuri miștoare mașina asta! Nici nu simți terenul accidentat! Emisia, tâmpitule! Stai pe loc, mâinile sus! Zău, mă! Auzi, vandame, dacă-ți bag una, nu vrei să ridic și fusta, mă? Mă scuzați, doamnă, nu v-am recunoscut! Bine că nu mai... Unde-i comandantul? E înăuntru, nu pot să vă las să intrați, știți ordin de la domnul comandant! Ce vorbești, mă? Auzi, mă, vandame, mă! După tot ce a fost între noi, tu crezi că... A fost o eroare, domnul. Corect, a fost o eroare. Bă, dar să știi că mie mi-a plăcut. Aha, și mie. Mi-a plăcut, mă. Mi-a plăcut să te bat, mă. Mi-a plăcut. Și auzi, vandame, dacă mai faci figuri, te bag în spital, m-ai înțeles? Te bag în spital. Mamă, am anchilozat de tot, nu mai pot să mai mă mișc, mă. Haideți odată, că așteaptă lumea să vadă primul pas pe lună, haideți! Hai, șeful, dar nu uita să luați casca! Păi, cum a spus și Louis Armstrong, un pas mic pentru om, un... Așa mare aveți gravitația, șeful! Stimați telespectatori, urmăriți un gest de mare semnificație. Primul astronaut român sărută solul lunar! Păi să mă ajute cineva să mă ridic, băi! Senzațional, stimați telespectatori! Atracția gravitațională e mai puternică decât pe Pământ! Iată cum sunt demascate minciunile americanilor care susțin că au fost pe Lună! Unde-i, mă, bărbată meu, mă? În emisie, șefa. Deci nu e pe Lună. Știam eu că minte ordinarul. E pe Lună. Adică, cum să vă zic eu, șefa, e... Tot tu faci mișto de mine? Nu. Vezi că am mai bătut unul afară. Cum e, mă, pe Lună când eu-l văd acolo și acolo e hangarul unității, nu? Vai, șefe, vi s-a ridicat vizeta! Păi de la căzătură, mă! Da, șefe, aici suntem pe Lună, aici nu puteți să respirați așa cum vreți dumneavoastră! Acum trebuie să muriți! Stimați telespectatori, comandantul expediției se pare că are probleme! Ai vrea tu să mor, sergent? Să iei tu tot banul, a? E, uite, nu mor, mă! Te oftiți? Câtă tensiune, dragi telespectatori! Și iată! Iată! Comandantul trăiește! Șeful, să ne aduceți aminte să vă prind vizeta cu scoci! Ziceți-mă să se uite în coa! Nu putem, cucoana! Suntem în emisie! Eu nu-s cucoana cu tine, macaronare! Emisia? Lasă că-i dau eu emisie! Na! Acum poate o să se uite în coa! E așa, meteorism! Să fugim, că ne dilește! Incredibil!
Doamnelor și domnilor, astronauții noștri au învins imponderabilitatea. Priviți-i cum aleargă. Să mai zic că americanii, că au fost ei acolo. Dacă nu vine să semneze actele, mă duc eu acolo, mă, și... Cucona, ai nebunit? Aici e vorba de milioane! Tu să nu mă caști pe mine nebună, băi! Fiolete, trimite pe cineva să semneze actele de divorț, că dacă nu, tu urmezi, mă! Am înțeles. Băi, cucoașe, ce n-ai mai făcut, mă, că nu mai văd nimic? Fantastic, stimați telespectatori! O întâlnire de gradul 3! Stai mă așa, că ăsta nu era în program. Ăsta cine, mama dragă? Un extraterestru, sergent, așa e în spațiu. Ah. Șefu, puneți-vă casca! Semnează dracu, acii pământene! Altfel sunteți morți! Dar nu văd nimic! Și eu nu semnez până nu văd ce! Ce, sunt Adrian Năstase? Semnați, șefu! Misiunea, ce zic eu, misiunea? Omenirea e în pericol dacă nu semnați! Serios? Să înțeleg că am salvat omenirea? Băieți, să nu o scăpați din ochii, că aici e dio banii, e? Ce scumpă să... Mă scuzați, doamnă, dar e vorba de milioane de euro! Stimați telespectatori, extraterestru scoate sunete ciudate! Au numai... Domn caporal, aduceți mai repede hârtia, că ne omoară! Au să nevastă mea! Păi ce se întâmplă, mă? Nimic, șefu, totul e în regulă. A venit aici pentru că își face griji pentru soarta omenirii. Au! Ia uite, Angelina Jolie! Unde, șefa? Unde? Ia televizor, mă! Păi voi vă puneți cu mine, mă, amărâților, mă! Las că vă arăt eu, mă! Vreți circ? N-a circ! Nu, șefa, nu mai apăsați pe butoane, că schimbați fundalul de lună! Ala! Rămâneți cu noi, revenim imediat! Ce vedeți nu e adevărat! E o... O, ce mă, ce? Asta e tot extraterestru, hai! Mă, ta extraterestru, mă! Unde-i mincinosul? Unde-i bărbatul meu? Doamnelor și domnilor, e o hologramă, o iluzie optică creată chiar de extraterestri! Băi, ești împit, păi dacă e iluzie optică, de ce are, mă, palma așa grea? Că... Aici erai, mă? Aici erai! Exact cum bănuiam! Pe plajă cu fufele, mă? Pe plajă, pe plajă cu fufele! Dă-o, mă! Dă-o, mă! Poză? Cine-i, mă, acum, iubita ta? Iepuraș, ai? Mor prin spațiu și te plânge alta? Să-ți fie rușine de azi, totul s-a terminat între noi! Porcule! Ce cauți, mă, aici? M-au aruncat în spațiu! Dar dacă cred că o să mă taie și de la bani,
se înșela Marnic. Să mor tu! Asta vreau să vă spun, dar vă mai spun o dată mai mișto. Vai, ce-mi place să spun Lori! Bună, Chiorete! Trebuia să încep altfel, nu? Bună, Lori! Ce-mi place da. Să-ți spun așa! Bună, Chiorete! Lăsați, că știu! Apropo, să știi că și tu poți să mă... Să te ce, Chiorete? Să mă alin și tu cu un diminutiv ceva! Bine! Chior! Ah, te-ai supărat? Ce s-a întâmplat? Chior! 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 Așa am zis? Urmează un moment de maximă importanță. Ieși afară, Bogdan! Hai că te pune să faci kilometri, hai! Și acțiune! Stimați telespectatori... Stop! Ce faci? Păi aveți bală pe mine! E, cum să vă zic eu, șefa... Bă, tu faci mișto de mine? Nu! Vezi, bă, că am mai bătut unul afară! Cum mă e pe lună, dacă eu îl văd aici, ăla e hangarul inițiat. Puh! Bă, ce bă? Care este? Când i-a văzut pe ăștia... I-a văzut pe ăștia și m-a speriat. Mai aproape? Da. Și o bucată. Și două. Eu servit. Iar? Ce vreți, mă, dacă știu să joc? Așa, hai. V-ați uitat în ele, da? Să auzim. Eu, șefo. 3. Domn sergent, pot să joc și din soldele viitoare? Joacă, mă, joacă și așa. N-o să mai pierzi timpul să stai la soldă, la coadă totalul. Deci astea, 3 și cu din soldele viitoare, 500.000. 500 ai tăi trașcă, plus încă 500. Oh. Pas. Bine, mă, 500 anul trașcă, cu 500 ai tăi și cu 500.000 lioane ai mei. Na. Merg. Și eu merg. Șefu, nu mai pot să țin, șefu. Mai tăi dracu un pic din gură, că acum să termină jocul și câștigăm așa. Ziceți, mă, ce aveți? Full de bibani. Sobor de preoți, trășcuță. Bravo, mă, pupă, s-ai câștigat, mă.
Yes! Ai câștigat, până de acolo, ai câștigat experiență, mă! Ei, cum? Ia fiți atenți aici, ia. Ce-i asta, domn sergent? Care o dași, deșteptule? Păi cinci? Și care-i problema, mă? Care o dași, coasă-n coadă. Ce l-ai mai văzut? Ești ageaviu, du-te mă joacă în altă parte, că eu joc cu toți începătorii. Idiotule! Ce să fac, șeful? Am văzut așa entuziasmat și v-am dat cinci, să fiți sigur că o să câștigați. Domn sergent! Domn sergent! Domn sergent! Domn sergent! Mai jucați? Șeful, nu mai pot să vă țin! Stai acolo, că mai am o mână și terminăm jocul! Mă disperă la cap! Gogoașe, dacă mai încerci să trișezi, te sparg! Ce faci, mă? Ce faci tu, Gogoașe? Ia vezi, ai grijă, că poate trec când te trec pe tine în locul lui! Vezi că m-am învățat să stau numai pe moale! Auziți, domnul sergent, de ce nu stați pe un scaun normal ca să nu mai existe discuții? Nu pot, mă, pupăsă, nu pot să stau pe scaun normal. Că dacă stau pe scaun normal, normal, că ăla-i tare. Și-mi dau dracu hemoroidul care mi-a mai rămas. Și, pe urmă, ce vă asta atâta? Că Gogoașa bar n-are să joace poker. Dar dacă știe și face pe prostul? Ei, face pe prostul. Nu o să facă că stai, mă, pe prostul. Nu știi că el chiar e prost. Prost, dar mi-e impresia că faci mătăluță, că nu vreau să mă apuc acum să te întreb cum te uiți, mătăluță, în cărțile noastre cu paranormalul al tău. Domn sergent, el poate să ni le vadă? Aha! Dar nu e adevărat, să mor eu dacă m-am uitat, dar ce zic eu, să n-am parte de Luricica decât la... La andropauză, dacă vă minți! Bă, dar mă și nervoasă cuvântul meu de parcă am jucat pe bani, așa vă certați! O să jucăm, bă, și pe bani, o să jucăm și pe bani la solde, când o veni soldele. Dar eu zic, până atunci, ca să ne antrenăm, poate le împărligăm pe fete să jucăm un pocheraș pe dezbrăcate cu ele, a? Wow! Și credeți că vor? O să vrea, mă, cum să nu vrea, că cel puțin Emma are microbul sânge, mi-a zis mie, iepuraș. Păi... V-am zis, șeful, că nu mai pot să vă țin. Să-l cap al dracu' cu oasă. Mă, cum dracu' se numește asta, mă, că m-am uitat? Noroc începătorului. Hai, jos textil aluzărilor că... Hai! Ce mai așteptați? Hai! Repejor. Și acum... Valea. Hai! Roiu! Păi nebunii, mă! Acum că tot ei dezbrăcat, de ce nu? Cu ăștia, mă? Cu ăștia care n-au fost în stare să-mi ia măcar un joc? Păi tu ce crezi, că eu mă culc cu toți ageamii, mă? Dar erau drăguți. A, știu, dar nu pot să-mi stric renumele. Ce să fac? Care renume? Chintă ne spartă, așa-i zic jucătorii. Chintă ne spartă? De unde și până unde? Întreabă pe asta. Știi că eu nu marșez la vagabonțenii. Mai ales cofală. Am promis că dacă există cineva care poate să mă dezbrace la poker, o să fac sex cu el, na. Și a existat? Tu ce crezi? Mă rog, mă... Auzi, dragă, poți să-mi faci și mie rost de niște tip să joc și eu cu ei? E puraș, dar tu nici nu știi să joci. Păi tocmai asta e. Auzi, mă, pupăză. Bă, să știi că sergentul nu e prost, mă. Tu vrei să-mi strezi ziua, nu? Bă, pe bune! Bă, dacă are el dreptate că eu pot să văd cărțile cu paranormalul al meu, a? Nici măcar n-am încercat. Tu te văd de aici.
Ia scoate-mă pachetul, scoate pachetul și dacă le ghicesc cu paranormalul, e ca și dezbrăcată. Cine, mă? Lori, bă, de ea vorbesc. Hai, nu mai mă și enervezi, hai. Yeah. Popă, damă, juvete, zeciurele și nourele. Ai? Asta ca să nu ne mai deranjeze atâta la joc. Ce faceți, mă, aici? Trăiți, nu facem nimic, șeful, ce să facem? Păi și cu asta ce e, mă? Docomandant, îi făceam vântul lui Cogoașe că se simte puțin cam rău. Da, am uitat să vă spune că nu ne-a dat evantaie de alea în dotare la... când am dat unitate și suntem nevoie să vă auzim cărți de joc. Deci nu jucați? Nu jucăm, șef. Nu, bine, nu. Aveți grijă. Bine că nu ne-a prins. Cât pace. Eu oricum m-am săturat de pokerul ăsta. Da, băi, și eu, mai dă-l în masă. Tot poker, mă? Da, tot poker. Ce te oftici? Nu, trașcă, nu mă oftic. Dar anunță-mă și pe mine când vă duce să jucați cu Emma. Să râd și eu de fundurile voastre goale, a? Joacă pe dezbrăcate? Numai pe dezbrăcate, da? Și e bună? E super bună, e o zeiță! Dacă și-a permis ea să spună că o să facă sex cu cel care o să o bată la poker... Ce face? Sex! Dar normal că și-a permis asta. Până acum n-a reușit nimeni să o bată. Știți cum mi se spune? Cum? Chinta nespartă! Mamă, șef! Hai să te învăț și pe tine să joci. De ce? Să joci și tu cu chiorete. Poate așa aveți și voi motiv să vă dezbrăcați. Mi-ai chemat și mie partener de poker? O, disperat-o că o să-ți chem, dar eu zic să exersezi un pic, că altfel te dezbracă ea din trei mâini. N-am eu norocul ăla. Șeful, nu mă învățești pe mine jocul ăsta? Ăsta-mi dă cărți? Trebuie cu locul, că eu nu lucrez cu amatori, eu joc numai cu profesioniști, mă. Vă rog eu frumos, șeful, fac orice, vă rog eu. Gogoașe, nu-i mai tâmpi la cap, hai pleacă! Domn sergent, chiar ați avut dreptate, Chiorete poate să vadă cărțile la poker. Bine, bine, mă, să vadă. Domn Caporan! Vreau să știi să jucai pokerul ăsta? Mă învăță și pe mine, vă rog eu frumos, vă rog! Pleacă de aici, că n-am timp! A, vă rog eu frumos! Da, singură! Șefu, vă dați seama câți bani putem să facem cu el? Bine, bine, faceți, faceți! Domn Caporan, apropo de bani, vă dau toată solda mea! Nu mă învățați-mă și pe mine să joc jocul ăsta, vă rog eu mult, vă rog! Gogoașă, da. Pleacă de aici, că n-am timp! Domn sergent, vă dați seama, îi găsim pe unii care joacă pe lovele și le luăm toți banii, că se uită Chiorete așa. Bine, bine, mă, le luăm, le luăm. Domn sergent, dar chiar așa noi de ce nu mergem să jucăm pe bani? Că suntem tătiși la poker. Și cu ocazia asta ne antrenăm și pentru partida cu Emma. Că acolo e nivelul mai ridicat. Bine, bine, ne antrenăm. Asta șmecher, nu Gogoașe. Juvete de romb. Este! Domn Caporal, vă rog eu mult, hai, vă rog eu. Lasă-mă, mă, nu vezi că mă concentrez? Lasă-mă în pace, Gogoașe, că întreb acum. Popa de romb. Este! Domn Caporal, vă rog eu mult, fac orice, învățați-mă și pe mine regulile de la poker.
Faci orice zici? Orice, orice. Te ridici, așa, faci 15 pași. 15. Deschizi ușa și o încui pe din afară. Așa? Și aștepți dreacu afară până te-o striga eu, ca să spun regulile de la poker. Ai, domn caporal, vă rog eu, mă, nu vă mai răbat. Ieși că te crăp! Mărș! Da, să trec. Mărș! Fata, stai așa. Știi cumva regulile de la poker? Nu, și dacă mi le spui, te crăp! Da, mamă, râților, da, dar nu cu mine, că m-ați plictisit destul data trecută. Da, am o prietenă amatoare. Aha, aha, exact, exact, aceleași reguli. Dacă o bateți, ea voastră. Aha, da. Intră, mâine să fiți aici, da? Ok, pa, pa. Bună, deranjez? Tu? Niciodată, drag. Uite, ma, mi-au zis băieții că tu le-ai cu pokerul și aș vrea să... te întreb dacă nu cumva... Pupăță, pupăță, tu trebuie să mă bați, dragă, ca să... Stai, 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 că nu despre asta e vorba. Vrei să iară cu sergentul să mi-l pun în cap? Dar despre ce e vorba, dragă? Tu nu știi niște tipi care joacă pe bani? Vandame, tu știi poker? Normal, mă, că știu. Și mă înveți și pe mine, te rog eu frumos. Hai că am rugat toată unitatea să mă ajute și n-a vrut nimeni. Ești ultima mea speranță. Te învăț, mă, te învăț, dar când mă întorc, că acum mă duc la un templu de la Shaolin, bă, să mai învăț și eu niște karate de-astea, bă. Și stai mult? Nu, stau, mă, o săptămână. Dar tu nu uita, când mă întorc eu, să-mi aduce aminte că-s cu capul nor, cu karate. Da, sigur, ți-aduc aminte. Păi ce, am altceva de făcut? Salut! Ce? Am ceva de pierdut? Nu! Să trăiți? Ce, mă? Te omor! Șeful, mă lăsați și pe mine să mă uit că prind repede. Ieși! Mai jucăm, sergent, că ți-am luat tot. Haine, armă, tot. Jucăm. Pe ce, frate? Pă... pe armele și uniformele ăștia. Domn sergent, nu mai bine lăsați pe Chiorete să joace? Că ne lasă ăștia în fundul gol. Nici o Chiorete, mate, că ce o prost, eu nu știu să joc, să vă carc în picioare. Dă-i, mă! Auziți? Dar vă rog eu, faceți o partidă și cu el! Când o să avea ce să mai pariați. Oh, ce ne facem, domn sergent, acum? Să vedeți ce o să ne facă comandantul la apel. Uite. Așa. A? Ai înțeles, mă, amărâtul, ai înțeles? Ah, așa, da, cred că da, da. Bine, atunci hai să facem o partidă. Noi doi? Da, o partidă. Acum? Aha. Bine. Mă, ce naiba fac aia, nu mai vin. Nu știu, fata, eu i-am chemat. Săruna! În sfârșit! Of, de când vă așteptam! Poftim? Servit! Iar, mă? Te omor, mă, te omor, mă, te omor, mă! Norocul începătorule, ce da? Să fac? Hai odată, zi ce ai!
Mersi, Doamne. Promit că nu mai joc. De ce, Doamne? De ce eu? Iar! Dar ce mă credeți că eu vreau? N-am ce să fac, asta e... Uite, vă dau toate hainele înapoi, numai să mă bate și voi o dată, o singură dată, ca să putem să... Vreți? Firara dracu de regulă! Chetele în asteron. Ce-i asta, mă? Disculți! Ce ținută asta, măi? Permiteți să raportez șeful. E nouă ținută de timp, nu atât de interior. Dar am ieșit să le probăm afară, că nu era prea cald și ne năhlăisem de transpirație. Pentru echipament. Dacă nu erai tu, am fi fost acum ca în congelator. Măcar atât să fi făcut și eu. Ce fac ea, mă? Joacă pe dezbrăcate. Dar până acum, nimic. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Deci, se scoate cât un singur obiect vestimentar și doar atunci când adversarul are chintă royală. Corect? Corect. Cald. E, dacă noi faci, eu văd trei... Trei facultăți odată să nu știți mie burlanul, dacă nu o să umbliem asta limba după mine, mă. Șef, îmi pare rău, știi, dar eu am jafrofobie. Ce, mă? Frică de câini să trăiți. Stai, fată liniștită, e pui. De-abia i-au dat colții. Aha, are și colți. Nu, îmi pare rău, va trebui să vă refuz. Dacă îi fac ceva în legitima apărare, Doamne ferește, nu. Auzi, mă, George, ce-o face săracul Ghemotoc? Stai, dragă liniștită, că l-am lăsat pe mâini bune. E cu pupăză. Cred că deja s-au împrietenit. Ca să vezi tu cum e când mai spre, mai spre. Dar zici tu, Fărne, dar n-aveți mă rost la cameră să vă mișcați după mine? Dăm la Metibov? Dăm, dăm. Îi facem niște săgețele, scrie da. Operatorul nebun. Operatorul nu, sănătos? Ăsta este operatorul sănătos. Restul sunt la injecție. Mai stai, mă, locului, că m-ai amețit.